prima dată când întâlnim o trecere de pieton, avem obligația de a reduce viteza. Chiar dacă sunt sau nu pietoni angajați în traversare regulamentară. În cazul dumneavoastră, am avut și pietoni afară. Cu alte cuvinte, nu am acordat prioritate de trecere. Permisul se va reține timp de 60 de zile, deci depune contestație în judecătoria Botoșani, termen de 15 zile. Nu ați văzut niciun pieton?